dat seama circul prin care am trecut. Cum să vă zic? Toți distruși. Pentru cine a făcut el și a distrus practic viitorul. Toată lumea vorbește despre povestea amoroasă dintre profesorul de istorie Radu Florin și eleva sa Adina. E drept, se vorbește doar pe la colțuri, se bârfește în șoaptă. Spiritele s-au încins în liceul Lucian Blaga după ce poveștile au prezentat în exclusivitate mărturia directorului, nimeni altul decât tatăl profesorului Bătăuș, mărturie prin care recunoștea practic că există o astfel de relație între fiul său și eleva respectivă. Articolul din Cancan este suficient, să știți, și de acolo rezultă în mare măsură, proporție de peste 90%, realitate. Articolul la care face referire domnul director descrie acea zi în care profesorul de istorie Radu Florin a lovit cu pumnul un elev din gelozie în fața tuturor elevilor. Puțin aici. Radu un pumn, dar nu-i vorba de persoana mea, că eu... E vorba și de fapt, așa e. Știți cum e? Eu s-a distrus viitorul. Da, da. Eu nu am o soluție. Nu comandă nimeni nimic. Dacă s-a îndrăgostit de o fată... Știu că astea dau bine la public, sunt urmărite cu sufletul la gură. Nu, dar n-ai cum să oprești treaba asta. Dar din momentul ăsta este suficient. Vreau să vă mai spun că șefii mei chiar că au recomandat să vă opresc, să nu mai dau interviu. Blestemul iubirii interzise urmărește parcă liceul Blaga. Corola de miune a fost strivită acum 2 ani de dramatica telenovelă dintre profesoara Corina Vasile și elevul de care se îndrăgostise atât de puternic. Te iubesc și așa va fi mereu. Iartă-mă pentru toată suferința asta. Spune-mi că ești bine, iubire. Te iubesc, Bogdan, și nici eu nu vreau să te pierd, căci... aș muri. Sunt cuvinte plânse ce transformă voința de viață într-o dorință de moarte. În liceul Lucian Blaga domnește o liniște de nepătruns. Elevii prinși în emoțiile bacului nu vor și nu pot să vorbească. Nu fac nicio acum aceea. Nu mă bacă, mă bate colegii pe aici. Au jit de Adina. Mare frumusețul vedeți pe Adina. Dar cum, e frumoasă? Nu, ăla-i frumos profesorul. Pe mie îmi place de profesorul. Adina. Nu, păi și dacă oamenii se iubesc cu adevărat, ai, eu, păi, ne-am trebuie să iubesc cu adevărat. Vă băgați în intimitate.